Cred că frumusețea vine din interior, dar sigur că trebuie și ajutată înspre natural. Apreciez foarte tare campania, de-aia mă și aflu aici. Fiecare este chiar în parte frumoase și trebuie asumat asta. Într-o societate e greu. Într-o societate în care spun eticheta și te bagă în borcanel, că trebuie să fie așa. Ați căzut vreodată în capcana asta? Nu, eu n-am căzut niciodată, nu. Pentru că așa am fost eu învățată dintotdeauna, să cred în frumusețea asta a spiritului și a gândului și a... un om devine frumos indiferent de trăsăturile fizice, dacă iubește, dacă dăruiește, dacă gândește frumos. Am auzit mai devreme vorbind despre copii, despre cât de important este pentru un copil să îi se spună că este frumos așa cum e el. Da, cred că e esențial cum pornești în viață. Ori în clipa în care ți se spune că trebuie să fii în competiție cu ceilalți, că trebuie să te compari cu cineva, din punctul meu de vedere total greșit. Adică e esențial să-i dai copilului încredere că așa cum e el și cum s-a ivit pe pământul ăsta, e minunat. Nu trebuie să copieze pe altcineva, ba mai mult, trebuie să se regăsească esența lui. Cât ne ajută frumusețea în viață? Din punct de vedere al carierei, mă refer. Păi, dacă vă uitați la mine, nu frumusețea m-a ajutat, deoarece frumusețea mea e foarte specială, însă eu chiar sunt un exemplu de nu un canon. Dar nici n-aș fi vrut să fiu altfel. Deloc. Nu mi-am dorit niciodată să arăt altfel sau să mă îmbunătățesc cumva. Sunt foarte mândră de ridurile mele. Da, sunt foarte mândră. Păi acolo sunt și iubirile mele, și durerile mele, și cum să le scot? Amalia Enache, prezentatoarea evenimentului, este și ea de părere că standardele, convențiile și direcțiile trasate deseori de industria modei, ori de cea a cosmeticelor, sunt mai puțin importante decât frumusețea adevărată, care înseamnă mult mai mult decât atât. Pentru mine, frumusețea femeii ține foarte mult de feminitatea ei și de tot ce înseamnă acest concept al feminității. Peste toate, această caracteristică pe care o avem cu toatele, puterea de a avea grijă de ceilalți și de ceilalți, nu numai de noi. Cât te-a ajutat pe tine frumusețea în carieră? Eu nu sunt în niște standarde și cu toate acestea nu sunt în niște standarde de frumusețe. Nici dacă mă măsori, nici dacă mă cântărești, nici dacă mă pui alături de colegii de-ale mele din showbiz sau alături de colegii de-ale mele din ProTV, o să vezi că dacă ne iei așa bucățică cu bucățică, ele ies mult mai frumoase decât mine. Și cu toate acestea sunt de 25 de ani aproape, 21, așa foarte clar și foarte în văzul lumii, în această lume, tocmai pentru că eu zic că mi-am păstrat unicitatea. Ai căzut vreodată în capcana revistelor glossy, nu știu, să nu te mai simți frumoasă, să ai vreo perioadă în care... Cred că în perioada adolescenței m-am comparat și eu mult mai mult decât era cazul cu ceea ce erau standarde. Dar, nu știu, cred că e un noroc așa, o sămânță care mi-a fost sădită foarte devreme în mine. Eu chiar am auzit de mică că acum că aș fi grozavă.